val de accidente pe șoselele din țară. În Hunedoara, pe șoseaua de Valugo, Juntira a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un autoturism. În urma impactului, doi oameni au ajuns la spital. Accident filmat de camere de supraveghere la Iași. Un bolid decapotabil a rupt un gar și s-a oprit în peretele unei clădiri istorice. Potrivit martorilor, șoferul ar fi accelerat la semafor, dar a pierdut controlul mașinii. Grav accident și pe centura orașului Târgu Jiu. O mașină specială de transport persoane cu dializă s-a ciocnit frontal de un alt autoturism. Cei doi șoferi au ajuns la spital. Din fericire, în auto specială nu era niciun pacient.